Ambrozia a fost declarată buruiana de carantină din cauza polenului său foarte alergenic, care a creat complicații asupra sănătății. O întâlnim pe marginea drumurilor, pe malul apelor curgătoare, în culturi agricole sau pajiști neîngrijite, cât și în gării, pe șantiere, dar și în parcuri sau grădini. Echipele gospodării din drobeta turnu Severin sunt pe teren și au început lucrările de tăiere a ambroziei. Bruiana care înflorește în lunile iulie-septembrie, iar în perioadele secetoase și cu temperaturi ridicate, planta emite cantității duble de polen din cauza polorii. Echipele de la gospodărie sunt pe teren și execută lucrările de tăiere a ierbii. Bineînțeles, aici intră și uh, cele care aduc uh, neplăceri populației, cum ar fi ambrozia și în funcție de solicitările pe care le primim, dacă cumva mai există vreun loc în care îl scăpăm din greșeală, la solicitările populației mergem punctual în acele locuri unde este prezentă. Ambrozia este un risc pentru mehedințenii alergici. Conform Ministerului Sănătății, sensibilizarea alergică la polenul de ambrozie se manifestă clinic cel mai frecvent ca rin, conjunctivă și astm.